prieteni, eu sunt Paula, iar voi sunteți pe canalul meu. Astăzi vom face un fel de daily vlog combinat cu o zi din viața câinelui meu și combinat cu ce fac eu într-o zi. Avem aici camera, care e un telefon, și avem aici și perete. Bună! Am uitat să vă spun, nu știu dacă v-ați uitat, dar am mai făcut odată un clip care se numea Filmare la filmare, adică filmăm eu cu Rebe în același timp. O să fie o semi-haravacură, dar o să fie bine. Deci, hai să începem. Pentru început, dragi prieteni, o să încercăm niște chipsuri. O aromă care eu n-am mai încercat-o, personal. Chipsuri Pringles cu ketchup. Deci, haideți aici cu mine. Stați puțin să aranjez camera. Și haideți să încercăm chipsurile. Poftim? Rebea, închis filmarea din greșeală. Super. Ok, o să înceapă iar. O așteptăm și pe ea să încerce și pe canalul ei aceste chipsuri. Vă las canalul ei în descriere. Bun, deci cam așa arată. Rebe a închis deja filmarea de două ori. Din greșeală. Ok, hai să vedem. Dacă știți cumva careva, de ce folia asta de la Pringles s-a schimbat și scrie pop aici? Scrieți în comentarii. Poate așa este la chipsurile cu aromele astea. Nu știu. Ok, deci așa arată. Moment de satisfacție. Miroase foarte puternic ca ketchup. Ca idee mie nu-mi place ketchupul. Doar pe pizza. Atât. Ok. Ok, deci așa arată unul. Ia și tu, Raisa. Și Raisa este ajutorul meu de bază aici. Okay. Sunt iuți. Sunt iuți? Un pic. Hai să încercăm. Bun, cum am zis cu fetele aici, vom testa chipsuri Pringles. Hiuți un pic. Fetele zic că sunt pe hiuți, mi-e frică. Au un gust. Ketchup foarte puternic, dar nu înțeleg de ce, sunt puțin picante, dar în mod normal n-ar trebui să fie. În fine, următorul lucru pe care probabil îl vom face acum, va fi să verifică bolurile de apă și mâncare ale cățelușului meu Barney. Hai să mergem să vedem. Cu ocazia asta vă arăt și din ce bea și mănâncă Barney. Are aceste două boluri. Aici îi pune mâncare, aici... nu, invers. Aici îi pune mâncare, aici îi pune apă. Și acum vom merge să-i punem de mâncare. Ok, deci. Înainte să umplu acest bol de mâncare al lui Barney, v-aș ruga foarte mult să vă abonați la canalul meu și al Rebecăi, al prietenei mele, și să dați un like și share. Ok, aici avem o caserolă, voi nu o puteți vedea. Este o caserolă cu mâncare. Și îi umplem bolul lui Barney cu mâncare, bobițe. Ok, l-am umplut. Acum o să-l punem aici. Uite, s-a dus deja. A venit aici la mâncare. Așa. Și acum merg să-i pun și niște apă și revenim. Așa, deci aici avem bolul cu apă. Am pus și apă aici. Oh my god, nu știu cum să vă arăt. Da. Ok, hai să trecem la următorul lucru din această zi. Uitați acolo pe Rebe. Rebe e următorul lucru. Ok, deci următorul lucru pe care aș vrea să-l fac este să-mi pun niște accesorii. Apropo, aici am un tatuaj cu cheia sol. Nu știu cum să vi-l arăt. Vreau să-mi pun niște accesorii pe mâini, adică niște brățări făcute de mine. Cred că o să-mi pun vreo 6-7 brățări. Aici am doar o parte din ele, dar o să aleg doar din ele, ca să nu le mai scoși pe celelalte din sertar. Ok, o să-mi pun această brățară alb cu negru. Apoi o să-mi pun această brățară galben cu portocaliu pe mâna asta. Și încă una care va fi aceasta cu mov, roz și verde. Așa. Bun, mâna asta cam așa arată și pe cealaltă mână o să îmi pun... este o brățară cu elastice roz, bombon și niște elastice transparente. Așa. Încă una care este cu portocaliu și mov. Așa arată.
Și încă una care este cu galben și mov. Și cam așa arată mâinile. Și mai am o brățară. Deci astăzi căutam random într-un sertar și am găsit o brățară superbă de picior cu niște scoici pe care aș vrea să vi-o arăt. Cam așa arată. Este cu scoicile acestea. Și eu cel puțin o ador, adică mi se pare super, super faină. Așa că da. N-am un motiv, dar pur și simplu mi se pare faină, e foarte faină. Acum o să pun restul brățărilor pe raft, acolo unde le țin de obicei. Bun! Acum aș vrea să merg în balcon. Pentru că am făcut astăzi găluște cu pumni și vreau să mănânc acum una. Ok. Aici avem mai multe găluște cu prune. Și o să o iau pe o să iau pe asta. Ok, asta e puțin spartă aici, dar nu e problemă că tot la fel de bună e. Au. M-am lovit de o tavă. Acum cu acest peisaj minunat, cu aparatul de cafea și cuțitele, o să închid ușa și o să testez această gălușcă cu prună. Și Rebe ne-a ajutat la ele. Ne-a ajutat super mult Rebe la ele. Așa că hai să o încercăm, așa arată. E super bun. Așa arată interiorul. Picură pe masă. Ok, deci acum o să plecăm din bucătărie, care pe filmează în sufragerie. Eu am venit în camera mea. Și acum urmează să... Vreau să vi-l arăt pe Barney. Barney! Barney! Hai la mine, hai aici! Haide! Are emoții că-i filmat. L-am adus și pe el aici, dragul de el. Uitați! Deci, pentru mine e ca un copilaș. E atât de drăguț. Mă linge, ioi, că mă pupă. Nu știu cum s-a nimerit, dar fix când filmez acest vlog, mi-a venit, ieri sau alaltă, mi-a venit un nou penar de școală și vreau să vi-l arăt și vouă. Deci, este un penar simplu, o să-l las puțin departe până vă explic câteva lucruri despre el. Este un penar pe care mi l-am comandat de pe Shein pentru școală și nu este fix ce am comandat, dar e super fain. Doar că are un punct în minus, pentru că nu e ce am comandat. Am comandat altceva, dar e super fain. O să iau pentru că am filmat un vlog pe canalul Rebecca-i cu aceste tăblițe și o să o pun deoparte. Iar aici avem penarul meu de vacanță și caietul meu de vacanță, pentru că azi am făcut teme de vacanță, ce să vedeți. Și revin imediat. Bun. Acest penar are vreo 4-5 compartimente. Este perfect cât să-mi pun lucrurile. Uitați-vă pe Rebe. E perfect cât să-mi pun lucrurile, toate lucrurile pentru școală, în cap în el. Și haideți să începem să vi-l arăt. Cam așa arată. Este mai mare decât m-am așteptat, dar e super fain. Așa, este mov simplu și aici scrie firma lui. Și în spate mai are aici un buzunar. Unde iarăși pot să-mi pun obiecte. Pot să-mi pun pixuri, stilouri. Bun, deci așa arată. Este cu fermoar, se deschide printr-un fermoar. De aici. Așa arată fermoarul. Este simplu, un cerc simplu, pe care scrie iarăși firma lui. Așa. Și haideți să îl deschidem. Eu mi-am pus deja câteva chestii. Deci, începem. Se face așa pătrățos, să zic.
În spate aici are un primul buzunar. Este mai micuț, dar încăpător, destul de încăpător. Și interiorul, în interior, am cam așa arată pe interior. Mi-am pus, încă nu am, nu l-am achiziționat cum trebuie, dar mi-am pus ce aveam acasă, pe care știu că o să-mi folosească la școală. Deci am acest lipici de la Pelican. E un lipici simplu, alb, la tub, pe care îl folosesc la lucru manual și tot felul de chestii. Am aici o gumă de șters. Cam așa arată. Oricum o să fac probabil, cel mai probabil, și un back to school. Adică mi-aș dori super tare. Și de ce să nu-l fac? Am aici ascuțitoarea. E o ascuțitoare mică, în comparație cu palma mea, așa arată. Aici mai am toate nuanțele de carioci care îmi trebuie. Mi le-am luat din Pepco. Și aici mai am un liniar. Se ceartă Barney, Raisa și Rebe cu Barney. Ok, deci aici am un liniar din acesta flexibil, dacă spun bine. Haideți să punem chestiile la locul lor. Atât am primul buzunar, buzunarul principal. Haideți să vă arăt. Aici are câte două compartimente în compartimentul principal. Are aici unul în care încă n-am pus nimic. Probabil o să pun patroane de cerneală și pentru pixul pilot. Și aici mai are încă unul. Bun, haideți să deschidem partea din față, pentru că și aici am pus câteva chestii. Ok, deci haideți să deschidem aici. Și cam așa arată. Din compartimentul din față se trece în compartimentul din spate. Și aici, în cel din față, ne-am pus mine pentru creionul cu mină. Mi-am pus, mare surpriză, creionul cu mină. Și mi-am pus stiloul. Bun. Acum o să le pun la loc. Nu o să dureze mult, vă promit. Acest vlog este oricum mai mult de relaxare. Dacă vă plictisiți, puteți să vă uitați la el, dar cine se plictisește și se uită la mine, e super tare, dar aproape nimeni nu mă cunoaște. Ok, mi-a mai luat de pe alt site, mi-a comandat tati un tricou. Și cam așa arată. Încă are eticheta, pentru că nu l-am purtat niciodată. Că n-am avut unde încă. Este alb, este și pentru școală, de la Converse. Și da, așa arată. Este oversize, adică el nu era oversize, dar că eu mi-am comandat o idee mai mare. Haideți să mergem să vedem ce mai face Barney. Barney, ce faci, puiu? Hai aici să te vadă oameni. Hai aici. Deci eu e nebunit după brățările mele. Vrea să le roadă în continuu, dar eu nu-l las. Și îi place foarte mult să fie scărpinat. E supărat. Uitați-o și pe Reben. Bună! Da, hai să vedem. Să vă arăt setul meu de făcut brățări. Uitați aici și pe Raisa, a venit și ea. Ok, o să pun camera, așa. Și ea va reacționa împreună cu noi la setul meu de făcut brățări. Eu nu știu câte elastice sunt, dar sunt foarte multe elastice. O, stai să-ți arăt ceva la baxul ăsta de bus. O să-l deschid. Black, pink. Da, asta am învățat de la mine. Bun, haideți să îl deschidem. Deja l-am rotit prea mult, cred că ați nebunit cu sunetul ăsta. Ok, știu că nu-mi vedeți ochii sau majoritatea feței, dar ce contează? Sunteți aici ca să vedeți setul meu de făcut brezări. Au. Pa, pa! Ok, pa. Se mai duce și la vlogul Rebecca-i. Ea e în toate părțile, așa. Ok, aici avem capacul. Acest set a fost din Euro. Este un magazin din Timișoara. Nu știu dacă mai există și în alte orașe. Deci,
Primul compartiment, sunt trei compartimente, așa. Cred că am folosit deja de foarte multe ori cuvântul compartiment în acest clip. Dar ce să fac dacă au compartimente? Ok, s-a prins totuși lampa. Deci, aici avem mai multe culori și avem forever-ele. Adică chestia asta în formă de forever, în formă de infinit, cu care se leagă brățările. Dacă vreți, voi face un clip separat cu asta, pentru asta. Un tutorial cum să faceți niște brățări. Așa arată primul compartiment. Aici avem câteva multe elastice. De exemplu, roșu, verde cu roz, roz cu alb, mov cu albastru, mov, mov cu alb, portocaliu, albastru cu alb, culorile steagului Greciei și albastru. Puteți vedea și voi aici. Haideți să trecem la al doilea compartiment. Unde e Barney? Barney! Hai aici, puiu! Haide! Barney! Nu vrea să vină. Ok. Acesta este al doilea compartiment. Aici sunt doar elastice. Așa arată. Sunt mai multe culori. Aici am două tipuri de roz. Roz închis și roz neon. Pentru că, în mod normal, în acest loc, unde sunt acum legătarele de brățări, erau elasticele acestea roz neon. Și eu le-am mutat cu rozul închis, ca să am un loc special pentru forever. Și haideți să trecem la ultimul compartiment, care este unul mai special. Are un spațiu așa. Și aici are un rând de brățări. 5 locuri unde sunt brățări. Haideți să vedem ce este totuși în această parte. Avem aici un din acesta, mai mare, foarte mare, cu care am putut să-mi fac și elasticul acesta de păr, pentru că puteam să trag bine. Și dacă îi scot capacul, aici are una mai mică. Așa. Ok. Avem o din asta, în care se fac brățările. Una dintre ele, pentru că am mai multe. Avem încă o ustensilă cu care trag și ridic brățările. O să vedeți în tutorial, pentru că o să postez și tutorialul. Ce faci? Unde e telefonul? Telefonul tău? Aici avem niște pandantive, cred că se numesc. Parcă așa se numeau. În fine, sunt din astea ce se prind la brățări, la coliere, dacă fac. Aici mai am încă două chestii din astea. Aici a început o fată, a început o brățară. Dar așa arată. Tot așa, ca să fac brățări. Și aici mai am încă două ustensile pentru a ridica elasticele și pentru a împleti brățările. Cam așa arată. Cam acesta a fost și day vlogul de astăzi. Nu uitați să lăsați acolo un like și să vă abonați. Și să le spuneți și prietenilor și familiei voastre să se aboneze la mine, dacă doriți, evident. Și dacă vă place de mine, eu mă străduiesc să fac clipuri cât mai interesante și cât mai faine. Astăzi am filmat un daily vlog combinat cu filmare la filmare și combinat cu o zi din viața cățelușului meu, Barney, care e și el aici. N-am făcut prea multe chestii interesante, însă am încercat să vă arăt cât mai multe chestii și să vă prezint cât mai multe chestii ca să nu vă plictisesc cu clipul meu. Dacă ați ales să vă uitați la acest videoclip, vă mulțumesc din tot sufletul meu și urmăriți-mă pentru mai multe clipuri de genul. Eu v-am lăsat, eu am fost Paula și pa, pa!